Steam a împlinit 20 de ani. Pe 12 septembrie 2003, Valve a venit online și a lansat această platformă care era menită să-i ajute să împingă jocurile și dlc lor către Populația principală care dorea să folosească această platformă. Chiar dacă inițial această platformă nu a fost foarte agreată, fiind văzută de foarte multă lume ca fiind o platformă care voia să fure DVD-urile și uh, website-urile care la, vindeau aceste jocuri. 20 de ani mai târziu, a devenit cea mai cunoscută platformă de gaming pe PC, având chiar și corespondent în zona hardware cu Steam Deck-ul și Steam VR-ul. Nici măcar Epic Games, care au investit milioane de dolari în jocuri gratuite, nu a reușit să ajungă la nivelul la care Steam este acum. Prin urmare, avem un eveniment pe care Valve ne l-a pus la dispoziție, prin care putem să învățăm un pic de istorie despre Steam, să vedem parcursul Steam pe de-a lungul celor 20 de ani și bineînțeles primim și niște lucruri gratis cu ocazia acestei aniversări. Așa că stați până la finalul videoclipului și vom vorbi despre toate acestea. Ne vom uita la, un pic la cum arată evenimentul, vom citi un pic despre istoria Valve și la final vă vom arăta și ce primiți gratuit în, din, în urma acestui, acestui event. Așa că dacă vă place videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați clip pe clopoțel și hai să trecem la videoclip. Dacă intrați pe Steam Store, pe homepage, vedeți că avem această pagină dedicată care arată fix ca interfața Half-Life 1 și arată foarte bine. Arată frumos, avem acest banner pe care dacă dăm click ne va duce către pagina oficială. Avem aici un artwork foarte interesant, Nyan Cat Reference, Press F to pay Respects, Gangnam Style, ăsta este nu știu, un videoclip indian ceva ceva, Tunak Tunak dacă nu mă înșel și alte multe referințe din fiecare an. În care Valve a activat de când a lansat Steam-ul Mergem mai jos frumos, avem un videoclip de prezentare Dacă sunteți interesați puteți să îl deschideți și să-l vedeți Iar mai apoi avem un mic text înainte de a începe parcursul nostru din 2003 până în 2023 Timp de 20 de ani Valve a lansat Steam pe 12 septembrie 2003 și ei sunt foarte mândri și incredibly grateful pentru chestia asta și li se pare destul de interesant și de amuzant să ne uităm la ce s-a întâmplat în acești ani, atât pe Steam cât și pe internet în general. Și asta e foarte interesant și de asta am vrut să abordez uh, acest event așa. Pentru că ne aducem un pic aminte de lucrurile care s-au întâmplat și în afara steam să ne dăm seama cât de bătrâni suntem cu adevărat. Exact cum zice aici, man, we're old. Așa că puteți să mergeți la fiecare an în parte sau puteți să începeți de la 0, adică din anul 2003. În 2003 s-a lansat MySpace, multă lume nu știe despre ce este vorba. Arnold Schwarzenegger a devenit guvernatorul Californiei, da, nu este numai actor, este, a fost și guvernatorul Californiei și piesa In the Club al lui 50 Cent era numărul 1. Nice! Bun, a fost anunțat Steam prima oară în 2002 la Game Developers Conference, iar în, 2002, în 2003 a apărut pe internet. În 2004, în martie, apare Counter-Strike Condition 0, ca primul joc lansat pe Steam și de asemenea Half-Life 2 a avut debutul pe 16 noiembrie. Între aceste două realizuri a apărut și Codename Gordon în mai, care a fost tehnic primul... Uh third party game lansat pe Steam, adică nu oficial de către Valve, dar care nu a rezistat foarte mult pe Steam și a fost dat jos. Tot în 2004 se lansează Facebook, apare Motorola Razer, pentru cei care sunt suficient de bătrâni, știu că era unul dintre cele mai mișto telefoane de la momentul respectiv. Google devine public din punct de vedere al acțiunilor și numai-numai kids este un meme foarte mare. Jocurile care au fost lansate în 2004, Half-Life, Half-Life 2 și Counter-Strike-ul. În 2005, Valve lansează Day of Defeat: Source pe în septembrie pe 26 și câteva săptămâni mai târziu apare Ragdoll Kung Fu ca primul game for party distribuit, distribuit pe Steam. Apoi, mergem mai jos ca lucruri importante ce s-au întâmplat în 2005, apare YouTube-ul, platformă pe care vedeți și acest joc. Atât de bătrân. Tom Cruise își declară iubirea pentru Katie Holmes și Brad Pitt și Jennifer Aniston din Friends uh, își anunță relația și devine unul dintre cele mai importante meme-uri din acel an. La fel vedem câteva jocuri reduse care au fost care au apărut în acel an. În 2006 apare Half-Life 2 Episode 1. Alte lucruri care s-au întâmplat, Nintendo uh, au lansează Wii, Twitter apare pe internet cu memorabila lor, uh, memorabila lor for, memorabilul lui format de text în 140 de caractere sau mai puțin și Pluto nu mai este planetă, este Dwarf Planet. Din păcate, pe 24 august. În 2007, Valve lansează Portal, Team Fortress 2, Half-Life 2 Episode 2, ca parte din Orange Box. Aveți link-uri, puteți să citiți mai multe despre chestia asta. Uh, Apple lansează primul iPhone. Foarte interesant ținând cont că acum uh, o zi Apple a lansat iPhone 15. Netflix începe să ofere videoclipuri pe platforma lor de streaming, da, da, în 2007 a apărut și Keyboard Cat este unul dintre meme-urile momentului. Mai departe, în 2008 apare Left 4 Dead. De asemenea apar Steamworks ca un set de unelte pentru developer și publisheri și de asemenea apare Steam Cloud ca o metodă prin care oamenii să-și poată salva uh, game file-urile și salvările în cloud, online, fără să fie nevoie să le salveze pe calculator, să le mute de pe calculator pe altul în momentul în care își schimbă PC-ul. Tot în 2008 a apărut Android-ul, Airbnb-ul și primul uh, film din Twilight. În 2009 apare Lefort de 2. De asemenea, apare primul film Avatar în decembrie și reprezintă un milestone foarte important pentru industria cinematografică, devenind cel mai... Uh, mare film din punct de vedere al veniturilor obținute. În 2010, Steam adaugă suport pentru macOS, de asemenea apare Steam Play pentru uh, utilizatorii de Linux. Apare Steam Wallet-ul, prin urmare băgăm bani în Steam și skinurile din TF2 în 2010. Tot atunci apare iPad-ul, Instagram-ul și Lady Gaga care poartă o rochie din carne. Da, din carne proaspătă. În 2011 apare Portal 2 în aprilie. Avem screenshot-uri și Steam Guard tot în 2011 cu workshopul care introduce o zonă, un loc centralizat pentru content generated uh, things. Na. Creator generated content, de fapt. Tot în 2011 apare Minecraftul, Game of Thrones și Snapchatul. Harry Potter este senzație și Prince William se căsătorește cu Kate Middleton. Și Oprah își oprește talk show-ul de 25 de sezoane. În 2012 avem Gangnam Style, de asemenea Counter-Strike Global Offensive se lansează avem stream Grim Knight care încercă să ajute un pic uh, publisherii să își publice jocurile pe această platformă. Avem Steam Community și Community Market. În sfârșit putem să vindem skin-uri pe, uh, pe market. Și tot în 2012 apare Oculus VR, Slack și Tesla. Bineînțeles, Grand Pichet devine o legendă. În 2013, let it snow, let it snow. Pe lângă asta, Dota 2 se lansează în mod oficial. Frozen, cum ziceam. Bun. Mai departe, 2014, press F to pay respects. Avem Discovery Update, In-Home Streaming, Steam VR și Oculus Rift. Amazon Alexa apare în 2014 și Ice Bucket Challenge, bineînțeles. În 2015 avem uh, Black and Blue vs. Golden White Dress, în caz că mai țineți minte. Apare Steam Controllerul, și Steam Refunds Chestie care A ajutat foarte mulți oameni să, să facă foarte mulți bani la început De asemenea Source 2 Engine Pentru Dota 2 care devine de asemenea Primul joc ce beneficiază de acest uh, Nou Engine grafic Mulți ani mai încolo 8 mai exact și Counter Strike Primește același Source Doar 8 ani diferență, da? Bun <coughs> Bun, mai departe, în 2016, primul Steam Awards, pe 31 decembrie 2016, după ce în uh, nominezările au, au fost în, în toamna acelui așan, cu ocazia Steam Autumn Sale, iar votarea a fost în decembrie, în iarnă, de fapt, ca urmare a Winter Sale. Tot în 2016, Steam s-a aliat împreună cu HTC-ul și au scos uh, HTC Vive, tot așa VR. Nintendo a introdus Pokémon Go și s-a lansat TikTok-ul. Mai multe lucruri despre care puteți să citiți. În 2017, Steam Direct, de asemenea Nintendo Switch și Fortnite. În 2018, Steam Chat și Artifact, de asemenea Despacito. În 2019, Remote to Play Together, Steam Next Fest, Steam Labs, Dota Underlords, care nu a prins foarte bine, și bineînțeles, Valve Index, primul lor headset VR. De asemenea, video streaming becomes a thing. Okay. În 2020, News Events, Half-Life Alyx, primul Half-Life în VR după foarte mult timp. Și cam atât interesant, în 2021 Steam Next Fest este, mă rog, devine din Steam Game Festival, Steam se lansează în China oficial în parteneriat cu Perfect World, momentul în care au bubuit prețurile la skinurile de CS:GO. Și cam atât. Iar în 2022, un nou Steam Mobile App, Steam Deck, Aperture Deck Job și Steam Replay. Primul Steam Replay cum era pe YouTube. Iar în 2023, un lucru foarte important, apare Counter-Strike 2, care este încă în beta, dar care se va lansa curând. Da? Launch is soon. Și peste 11.000 de jocuri verificate pe Steam Deck. Bun, Taylor Swift, care știți deja că a fost un mare hit. Cam asta este tot. Ăsta a fost așa pe scurt un rezumat al celor 20 de ani care au fost pe care, în care Steam a existat în viața noastră și la final, some free goodies in Point Shop. Mergem frumos în Point Shop, avem uh, câteva stickere, trei stickere, avem un uh, background static, avem un background mobil, tunac-tunac, căutați chestia asta pe YouTube și o să înțelegeți despre ce este vorba și avem de asemenea și un uh, avatar animat, care este foarte mișto, Counter-Strike 2 foarte mișto. Le dați claim și puteți să le dați mai apoi uh, use. Dragii mei, cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, abonați-vă, dați clip pe clopoțel și noi ne auzim la un nou videoclip. Aici găsiți toate videoclipurile cu cele mai noi știri despre Steam, Counter-Strike și alte jocuri asemenea. Rămâneți cu bine, salutare!